telespectatori și bine v-am găsit! Sunt Carina Vrod, iar astăzi ne aflăm în orașul Ardut, unde are loc Festivalul Folcloric Cetatea Codrului. Festivalul a ajuns la cea de-a 10-a ediție, debutează cu o întâlnire a ansamblurilor, după care urmează o minunată paradă a portului tradițional. Bine ați venit! Vă invităm să nu stați în soare, vă invităm să luați loc pe gradenele noastre în amfiteatru. Festivalul internațional, iată, Cetatea Codrului Ardut, ediția 10-a. Ne bucurăm că și anul acesta putem să aducem în fața publicului ardudean diversitate în folclor și în cultură și să ne bucurăm de prezența unor oaspeți veniți din țară, dar și din străinătate, reprezentanța ai culturii românești din Ucraina, copiii din Cernăuți de la ansamblu vocal Perla. Îi
salutăm și ne bucurăm să avem iarăși alături de noi. Avem și ansamblu Hecenii, veniți tocmai din Republica Moldova, s-ar putea să-i recunoașteți de la România au talent. Ei au intrat în istoria concursului ca fiind singurul ansamblu care a obținut Golden Bazu din partea Andrei, dacă bine știu. Le urăm și lor bun venit oaspeților din Bistrița Năsăud, din Maramureș, din Sălaj, vor veni mai târziu din Satu Mare. Ne bucurăm din Ardud, ne bucurăm să îi avem alături și înainte de a începe, permiteți-mi să îi invit pe scenă pe cei care reprezintă administrațiile locale și județene. Ei sunt responsabili pentru tot ceea ce înseamnă evenimente culturale, administrație locală și investiții în infrastructură. Dar vă invita pe scenă și invitați din străinătate. Așadar, invit pe scenă pe domnul primar al orașului Ardud, Ovidiu Duma, pe domnul director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Sădmărene, Robert Laszlo, pe domnul director al Direcției de Cultură Satu Mare, Danciu Zamfir, precum și pe invitații noștri din Republica Moldova, președintele Consiliului Raional Sângerei, Cristian Cainarian, pe domnul primar al orașului Sângerei, orașul nostru înfrățit, deja cred că îl cunoașteți cu toții, Arcadie Covaliov, pe domnul primar al orașului Biruința, tot din Republica Moldova, aflat pentru prima dată aici, și pe domnul Iurie Levcic, directorul Școlii Populare de Artă din Cernăuți, Ucraina. Bun venit! Mă bucur să vă avem alături. Am uitat pe cineva, dar am uitat pe nimeni. Da, cine nu e pe scenă, să ridice mâna. Așadar, permiteți-mi să dau cuvântul gazdei noastre, domnul primar Ovidiu Duma, pentru cuvântul de deschidere și de bun venit. Bună ziua, dragi păstrători ai tradițiilor, obiceiurilor și cântecului popular de pretutindeni, prezenți aici astăzi în cetatea Codrului, în cetatea Ardud, este aici custodele cetății și îmi șoptește, cred că este ctitorie, dragi moldoveni, a cui credeți? A drăgoșeștilor, descălecătorii Moldovei, ctitorie a lui Bartolomeu Drag Dragoș la 1481 și de atunci și până aici s-au străduit cu toții și noi acum în zilele de astăzi să păstrăm aceste vestigii, să păstrăm memoria locurilor, a înaintașilor noștri și să o duce mai departe cum altfel și cum mai bine decât prin păstrarea, comunicarea, transmiterea tradițiilor portului, cântecului strămoșesc. Și pentru că Ardudu este un oraș, o localitate multiculturală, sunt aici și ansamblurile păstrătoare și transmițătoare a datinilor și obiceiurilor șobești, maghiare. Și îi salutăm pe toți cei de aici din localitățile din România, pe cei din Republica Moldova, din Ucraina, din ținuturile bucovinene. Și vă dorim tuturor, deopotrivă, și spectatorilor, o zi minunată, o zi în care să ne bucurăm de tot ceea ce este mai frumos în spiritualitatea populară românească. Și nu pot să închei decât cu un la mulți ani, la mulți ani, Ardud,
pentru că este ramul orașului Ardut, este sărbătoarea, ziua orașului Ardut. Să urez la mulți ani mariilor și tuturor celor care poartă derivate ale numelui de Maria. La mulți ani tuturor! Mai departe îi dau cuvântul domnului Robert Laszlo, directorul Centrului Județean pentru Costebraia și Promovarea Culturii Tradiționale, Satu Mare. Stimate oficialități, stimați invitați, dragi oameni buni, vă bucur că, iată, aici la Ardut, după acel festival medieval care face cinste județului Satu Mare, organizat de către conducerea primăriei Ardut, a casei orășenești de cultură Dr. Augustin Mircea, iată, astăzi putem să avem parte de un spectacol folcloric, un adevărat regal folcloric, așa cum a amintit și domnul primar, zona noastră fiind unii multiculturală, avem toate zonele reprezentate, cât și ansamblurile folclorice ale prietenilor noștri din Republica Moldova, din Ucraina, mai exact din Cernăuți. Și mă bucur să văd că, iată, după postul Sfintei Mării, aici, la Ardut, se dă startul evenimentelor culturale, pentru că în această perioadă, în întreg județul Satu Mare, vor avea loc fel de fel de activități culturale și, cum am amintit, aici, astăzi, aici de la Ardut, se dă startul evenimentelor culturale, pentru că, așa cum e bine, în post trebuie să luăm o pauză, trebuie să medităm, trebuie să ne gândim la felul nostru de a fi ca oameni, pentru că, iată, sunt mulți artiști aici, sunt mulți tineri care vor deveni mari artiști la un moment dat, dar cu siguranță că un artist este artist atunci când este și om. Pentru că nu poți să fii un artist în adevăratul sens al cuvântului dacă nu ești om și uman pe plan personal și plan uman. Așadar, mă bucur că și anul acesta ne-am reîntâlnit. Eu vă lansez o invitație ca duminică pe scena amplasată pe lacul de la Oțelaia să veniți cu mic cu mare la cea de-a 67 ediție a Festivalului Folcloric Codrenesc Oțelaia în Comuna Homoroade, un festival care a început în Comuna Homoroade și va rămâne în Comuna Homoroade. Vă mulțumesc! Festivalul Folcloric Cetatea Codrului Ardut, aflat, iată, la 10-a ediție. Am putea să spunem că este o ediție aniversară. Un eveniment care, iată, ajunge să împlinească un deceniu. Și ne bucurăm că putem să oferim continuitate și să-l oferim publicului și celor care îndrăgesc folclorul și tradițiile. Așadar, vă mulțumim tare mult. Acum, dacă nu știți când taur juca, v-aș ruga să să lăsați pe cei care știu. A, domnul primar, da. Domnul primar de Sângerei, posibil. Așadar, pentru că momentele oficiale au trecut, copiii ar spune că a fost plictisitor, dar a fost necesar. Ne bucurăm să dăm drumul la muzică și să începem Festivalul Folcloric Cetatea Codrului cu ardudeni. E normal, cei mai simpatici și cei mai drăguți și cei mai hotărâți să ne arate ce mult au evoluat și evoluează de la un an la altul. Sunt copiii care fac parte din cercul de dans maghiar care se desfășoară la Casa de Cultură Dr. Augustin Mircea. Haideți pe scenă! Bravo! Vai, dar ce frumoși sunteți! Cine este cel mai mic? Cine e cel mai mic? Cine e cel mai mic? Hai să vedem aici. 4 ani! Tot 4 ani! Vai de mine! Și? Ești pregătită? Da! Vrei să dansezi? Da!
Atunci să dăm drumul la muzică. Ne bucurăm să-i aplaudăm. Uitați-vă ce simpatici sunt. Așadar, Cercul de Dans de la Casa de Cultură Dr. Augustin Mircea, Cercul de Dans Maghiar. Mult succes! Festival. Un festival de bucurie, de păstrare a obiceiurilor, tradițiilor populare, a cântecului și portului popular și aceasta într-o zi cum nu se poate mai plină de semnificații și de sărbătoare, este ziua Sfintei Marii, este hramul orașului, ziua orașului, hramul Bisericii Ortodoxe, Romano-Catolice și Greco-Catolice din Ardut. Ce înseamnă pentru dumneavoastră personal acest eveniment? Înseamnă unul din crezurile mele, una din intențiile mele de promovare a culturii în Ardut. Și acest festival și această destinație a lui spre folclor, spre tot ceea ce ține de rădăcinile noastre, nu poate să fie decât unul din cele mai nobile meniri și misiuni ale unui om pentru comunitatea sa. Puteți să le spuneți telespectatorilor noștri cine va urca pe scenă în această zi? Va fi o zi foarte bogată în interpreți, în ansambluri, numai puțin de 10 ansambluri populare din țară și din străinătate, inclusiv din Cernăuți, de la frații noștri bucovineni, din Republica Moldova, nimeni alții decât hecenii, cei care au fost finaliști ai renumite emisiuni România au talent și beneficiari ai unui Golden Buzz dat pentru prestația lor care a încântat juriul și publicul de la concurs. Interpreți cunoscuți din județ și din țară. Valorile folclorice generației următoare. Este mult ca să înșir pe toți și n-aș vrea să uit pe vreunul, dar merită ca iubitorii de folclor să fie prezenți aici pe parcursul întregului festival, să se bucure de momentele care le-am pregătit noi împreună cu artiștii. Așa e românul, el se veselește ca și stijarul când te bucurește. Așa e românul, când este iubit ca și stijarul când ne zic cu dumneavoastră. Așa-i, nu-l
și în fericire poate oricine să trăiască în ea. Dar și-am ea mamă ce o am pe lume, tot ce am mai sfânt în ea. Dumneavoastră! Cu 57 de ani, atunci am început eu să cânt, în 1967, am învățat un cântec. Culmea cântecul este de aici, de la dumneavoastră. Este cântecul Sătmărenilor. Eu n-am încercat niciodată să-i schimb textul, ci întotdeauna l-am cântat așa cum dumneavoastră știți. Vai săraci dușmanii, cum s-au pierdut ciucurii pe dealul Sătmarului. Hai să facem o horă mare, da? Hai să întindem horă mare, dușmanii, cum mai fi și
toată lumea. Bravo! De Nord, din Cernăuți, Ucraina, și hecenii care vin din Republica Moldova. După cum bine știm, istoric, acestea ne aparțin. Așa că dânsa a reușit să încălzească atmosfera și să trezească în noi spiritele naționaliste, sperăm noi. Așadar, după cum v-am promis, pe scenă urcă ansamblul vocal folcloric Perla, care aparține școlii de arte din Cernăuți, Ucraina. După cum îi vedeți, haideți să-i aplaudăm, să-i întâmpinăm cu aplauze. Ei sunt... nu sunt pentru prima dată la Ardud, dar sunt mereu aici cu inima și simt deosebită plăcere să revină pe scena noastră. Îl invit în scenă și pe domnul profesor Iurie Levcic. Este cel care pregătește acești tineri deosebiți și o să vedeți de ce îi numesc deosebiți, pentru că reușesc să transmită foarte mult prin cântecul lor.
Domnule Levcic, vă mulțumim că ați acceptat din nou invitația noastră. Este o onoare pentru noi să ne aflăm din nou la Ardut, cu acești copii minuni, cu alții, de fapt, în fiecare an dorim să-i motivăm, să-i aducem aici, să simtă și ei românește cum simțim și noi. Domnul primar, până a prezenta acești copilași, noi dorim foarte mult să veniți alături de noi. Mai am o misiune de onoare din partea tuturor românilor de acolo, din Cernăuți, pe lângă gândurile bune și frumoase care le-am adus împreună cu acești copii, noi am adus cu o distincție, o distincție care al treilea an consecutiv de la Cernăuți vine la Ardu. Și asta este vorba despre titlul Omul Anului la Cernăuți, care și în 2023 a fost emânată domnului Ovidiu Marius Duma. Mulțumim din partea tuturor românilor de acolo. Ca să fim sinceri și să spunem de ce trei ani consecutiv, în un an a fost emânat acest trofeu doamnei Simina. Da, și vă mulțumim din suflet pentru sprijinul care ne-l acordați. În două cuvinte am să vă povestesc și despre acești copilași. Sunt cursanții Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească Ciprian Porumbescu din Cernăuți. Este, ca să înțelegeți dumneavoastră, o organizație non-guvernamentală, nu avem dotări de la statul ucrainean deloc, dar este unica școală de acest gen românească din Ucraina. Pe lângă acești copii mai avem 100 și ceva care studiază la secțiile coreografie, secția cultură, pictură, secția spuneți voi că am uitat eu, video art, la meșteșuguri populare și așa mai departe. Deci acolo copiii noștri pun în valoare cultura românească, învață, studiază ca să devină pe curând ambasadorii culturii românești în toată lumea și așa și este, pentru că majoritatea din acești copii au fost peste tot în Europa, în Italia, în Cehia, în Polonia, în Bulgaria, nu mai zic de România, Republica Moldova, și la Ardut, am ajuns și la Ardut, normal, dar am ajuns și la Dubai 2 ani consecutiv, unde am adus trofeul concursului la secțiunea folclor. Deci folclorul nostru românesc și la Dubai se răsună și este apreciat foarte mult de toți colegii mei, membri a juriului concursului internațional. Acum, pe lângă ei, am să vă prezint și soliștii care vor cânta în fața dumneavoastră. Este vorba de Anastasia Uncu, care anul acesta a absolvit Școala Populară de Artă, Eliza Demciucena, Daria Lișman, Ana Maria Vornic și am uitat cineva și Ariana Muraru. Aceste fetițe vor cânta pentru dumneavoastră în astă seară, transmițându-vă cu tot, din tot sufletul gândul nostru frumos de acolo, din plaiurile bucovinene, care, din păcate, se află astăzi în afara graniței patriei mame. Dar Dumnezeu e mare și vom încheia spectacolul sau momentul nostru cu un cântec rugăciune, Doamne păzește-mi țara, și am să vă rugăm să cântați împreună cu noi. Nu o să lipsească și un cântec ucrainean, că venim de acolo, să vedeți care este și cultura ucraineană și acest lucru. Sper eu că va aduce o notă diferită de ceea care este nota românească. Mulțumim foarte mult! Grupul vocal folcloric Perla. Thank you.
cunoașteți din cadrul show-ului televizat Românii au talent. Ei sunt ansamblu folcloric Hecenii, care vin din raionul Sângerei, din Republica Moldova. Hecenii au primit gold în bazu, dacă sunteți fani ai show-ului. Și știți că sunt foarte, foarte energetici. Sunt membrii tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, iar instructorul lor este Dionisie Coblaș, care n-a putut să ajungă la Ardud, dar care și-a transmis discipolii. Aceștia au ajuns pe scena de la Ardud, alături de domnul președinte al raionului Sângerei, de domnul primar de la Biruința, de domnul primar de la orașul Sângerei. Toată lumea este aici, toată Moldova s-a mutat la Ardud și ne bucurăm, pentru că energia lor este absolut copleșitoare. Așadar, haideți să ne pregătim, să facem o horă mare, să se ridice lumea de pe băncuțe, pentru a face împreună o horă mare, împreună cu ansamblu folcloric Hecenii. Thank you.
luați și pe mine! Noi nu mă luați la jucat! Eu te învăț la sărutat! Bună seara tuturor! Mă întrebam oare ce mâncați, ce beți, ce respirați, aveți acest vibe? Stăreți, domn primar? Sunteți fenomenali, să știți că am rămas cu impresia plăcută despre comunitatea ardudeană, pentru că de 2 ani încoace, când am fost la dumneavoastră, încă n-am prins un public așa la înălțime cum sunteți dumneavoastră. Și vă mulțumesc! Aveți plămâni mai buni ca mine! Să rămână! La mulți ani, doamnă Erica! Așa! Domn primar, doma, să trăiți, să aveți sănătate multă, să faceți lucruri frumoase împreună cu Consiliul și cu cei aproape pentru comunitatea dumneavoastră. Fie, moroșenii pe unde să duc, fac treabă bună, nu? Aplauze pentru domn primar! Vorba multe, sărăcia omului, așa că hai să dăm drumul la muzică, maestre! Ușor, ușor muzica, mai tare vocea! Chiarat în umore trebuie să mă ridic s-o jor, mai ușor muzica. Iau de ce chiarat în umore trebuie să mă ridic s-o jor, dacă nu mă cu jurământ, mă, dacă nu mă cu jurământ, nu mă răsuci în mormânt, mă, să-i mă.
mai jos negativul. Dar multă lume m-a suprit, că am fost nebun și-am murit, mă, și voi, dar multă. Am fost nebun și-am murit, mă. Dar lumea vadă și ghea-i paș, măi. Lume! Lumea vadă și ghea-i paș, nu cad în mine tismaș, mă. Sigur-ți trecă din preț, măi. Dar omul când-i prea măreț, sigur-ți trecă din preț, măi. Dar când se crede mai stăpân, măi. Și voi! Când-i pică din gură în sân, măi. Cobori pe funie, dar funia Dumnezeu o ține. Hai funia Dumnezeu o ține, n-a pun-o la om ca mine. Nu-mi-a fac nimeni nimică. Hai până-mi legața n-o pică. Nu-mi-a fac nimeni nimică. Dar până mă-ndoiesc e spate. Lume! Până mă-ndoiesc e spate. Ridic orice greutate. Dar multe-o trecut păske mine. Niciuna nu m-a pus bine. Hai câte greutăți am dus, mă. Și voi. Câte greutăți am dus, eu ridic atât mai sus.